La întâlnire au participat reprezentanții ai celor două partide în secțiile de votare din municipiul Râmnicu-Vâlcea, primarul Mircea Gutău și președintele PSD Vâlcea Constantin Rădulescu. După această primă întâlnire, ecologiștii prezenți în sală au devenit membri PSD. Bună seara, stimați colegi! Bună seara, oameni buni! Și aș îndrăzni să spun bună seara echipei câștigătoare pentru următoarele încercări electorale așteptate de partidele politice. Domnul primar, domnul Mansala, îmi cam dau seama cât de pregătiți suntem noi și cam cum sunt ceilalți care doar vorbesc sau postează sau critică. În județul Vâlcea nu se face doar politică, se face și administrație. De când suntem în această echipă, municipiul Râmnicu-Vâlcea, județul Vâlcea, se dezvoltă frumos, iar cifrele sună foarte bine. Municipiul Râmnicu-Vâlcea este campion la atragere de fonduri europene între municipii. Județul Vâlcea este campion regional la atragerea de fonduri europene. Le mulțumesc colegilor ecologiști care din această seară devin PSD-iști. În frunte cu cel care este candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Râmnicu-Vâlcea, Mircea Gutău. Mergem pe un nou drum frumos, un drum pe care am pornit din 2016 în această echipă. Și vă invit să ne însoțiți, nu să vă conducem. Noi o să vă însoțim pe acest drum în care vrem să facem bine pentru locuitorii municipiului Râmnicu-Vâlcea, așa cum am și jurat. Pentru că, ce să vezi, până la urmă cred că o să și păstrăm sloganul: bine faci, bine găsești. Mulțumesc frumos! Dragi colegi, pentru mine este un moment extraordinar de important. Vreau ca în acest moment să elimin din discursul meu PER, să rămână doar PSD. În galerea pe care o am de primar al municipiului, m-am comportat ca un primar al tuturor. Nu am făcut deosebire că alegătorul este PER, PSD, PDL, alte partide. Am considerat că, prin calitatea pe care o am de primar, sunt primarul tuturor și mă evidențiez prin ceea ce fac și eu cred că Râmnicu-Vâlcea arată cu adevărat excelent. Și vreau să vă spun că pentru mandatul următor sunt niște proiecte fantastice, dar până ajunge să le implementăm, trebuie să trecem acest om al alegerilor locale. Sunt convins că împreună nu ne poate sta nimeni în cale, fără lipsă de modestie, dar de când sunt în competiție, n-am pierdut nicio bătălie. Sunt convins că nici această bătălie, împreună cu Costel Rădulescu, nu o vom pierde și vreau și am o ambiție de fier încât să ne clasăm în primele locuri pe țară. Mulțumesc!